Bună seara și bine v-am regăsit! Mă aflu la Academia Florin Mergea din Târgu Jiu, alături de un tânăr frumos și talentat, un tânăr sportiv. Bună seara, Alex! Se numește Alex Giurea din Petroșani. Bună seara! Bună seara! Bine te-am găsit aici în teren, la antrenamente. Alex, tu ești un tânăr din Petroșani care practică tenisul și îl practici, am înțeles, de foarte mult timp. De la ce ani? De la câți ani și cum a venit această pasiune? De la șapte ani am început tenisul. Părinții m-au dus pentru prima dată la tenis și chiar sunt foarte mândru de această decizie, pentru că tenisul în primul rând m-a dezvoltat foarte mult personal și în al doilea rând mi-a construit într-un fel ca o carieră în domeniul ăsta, fie ea de jucător profesionist, de antrenor, de psiholog, pentru că tenisul se ramifică în mai multe subdomenii, să zic așa. Și părinții m-au adus la tenis pentru prima dată în Petroșani, am început acolo tenisul și mai apoi când mi-am dat seama că aș putea veni la un club care oferă mai multă calitate la nivel de antrenor, de un club în care aș putea să evoluez mult mai mult și aș avea jucători cu care să bat mingea, cu care să mă antrenez mult mai bine, am luat decizia să vin aici la Târgu Jiu și de 3 ani sunt aici la Academia Florin Mergea. Când ai realizat că dintr-o pasiune, probabil, acesta a devenit un viitor pentru tine? Pe la vârsta de 12-13 ani am început să am rezultate mai bune la campionate naționale, la selecțiile naționale și la circuitele naționale. Am început mai apoi să joc și la turnee internaționale, europene și atunci s-a transformat această pasiune chiar în ceva mult mai serios în care a trebuit să depun multă muncă și să prestez multă disciplină ca să îmi ating scopurile mai apoi. Pentru că urma o perioadă foarte grea, pentru că perioada de 16 ani este 16-18 ani și mai încolo sunt perioade foarte grele pentru tenis și pentru noi. Așa că a trebuit să fiu foarte disciplinat în tot ce fac ca să-mi ating scopurile. Cât de dificil este acest sport și am zis că este foarte costisitor. De ce? Ce presupune acest sport? Este foarte, foarte costisitor și foarte dificil pentru că intervin toți factorii ăștia psihici, factorul psihic, factorul fizic, deci e foarte mult efort fizic la mijloc, e foarte solicitant, deci e foarte mult efort fizic la fiecare pas. În fiecare zi depunem foarte mult efort, la fiecare antrenament ajungem să facem și 4 ore, 5 ore de tenis pe zi și pregătire fizică câte o oră, o oră jumate. Așa că chiar e un sport greu, chiar e un sport greu fizic și după aia e foarte greu mental. Deci factorul psihologic își pune multă amprentă asupra noastră, așa că la meciuri ne este foarte greu să ne menținem performanța la un nivel înalt. La fel și la antrenamente, doar că trebuie să trecem peste toate astea și să ne dezvoltăm în fiecare zi. Ai început tenisul de foarte mic. Spune-mi și mie cum ai îmbinat sportul cu școala, pentru că este o activitate solicitantă, cum ai zis, dar și școala a presupus, bănuiesc, foarte multă atenție, cel puțin în clasele primare. Da, a fost într-adevăr destul de greu pentru mine, însă am avut noroc că școala dintotdeauna mi-a plăcut, am primit cumva educația asta de la părinți, întotdeauna mi-au plăcut multe dintre materiile predate la școală, chiar dacă știam că nu o să mă ajute în viață, cine știe ce. Însă mi-a plăcut să învăț, cumva am găsit plăcere în a face teme, a învăța și am avut noroc că atunci am putut să îmbin mult mai bine și tenisul și școala. Și atunci, cumva, luând așa separat antrenamente, școală, poate pare destul de greu, dar făcând aceste lucruri consecutiv mi s-a părut mult mai ușor decât poate altora. Așa că chiar a fost o experiență bună așa pentru mine, îmbinându-le. Părinții te-au susținut, din ce mi-ai spus tu. Cât de important este susținerea părinților în orice activitate și pentru orice copil? Este extrem de important. Deci e foarte important ca noi să fim sprijiniți de părinți, de antrenori după aia. Însă părinții
Părinții ne dau resurse necesare, resursele financiare încât să putem să continuăm în acest sport, așa că depinde foarte mult de ei și nu putem să ne separăm și să spunem că noi putem să facem acest sport de unii singuri și fără niciun suport, pentru că e vorba de foarte mulți bani și e nevoie de cineva care să ne sprijine. Așa că de mici, dacă ei văd un potențial în noi și investesc în noi, e un lucru bun pentru noi. Și copilul să fie serios. Și copilul să fie serios, ar ieși o treabă bună. Și este și controversa asta că chiar dacă părinții pun mulți bani în sportiv și investesc mult și noi investim super mult în noi, sunt foarte puține șanse să ajungem la nivelul ăla la care să ne scoatem investiția. Trebuie... Te referi doar pentru partea de România sau și în exterior? Și în exterior. Mai mult în România, probabil pentru că poate nu sunt toți la fel de sprijiniți și de federații și de alte... din alte surse. Însă este foarte greu ca sportivul să ajungă la nivelul la care să facă bani din sportul ăsta și chiar să-și recupereze investiția de ani și ani, de 20 de ani. În cazul meu, 11 ani. Este foarte greu. Mulțumesc. Ai spus că de 3 ani ești în Târgu Jiu. Cum te-ai acomodat aici? Cum a fost trecerea de la Petroșani la Târgu Jiu? M-am acomodat chiar foarte bine. A fost cumva o trecere nu foarte rapidă, nu foarte bruscă, pentru că pentru primele dăți veneam doar în weekend, făceam câteva antrenamente, în weekendul respectiv, să zic, făceam 2-3 antrenamente, mă întorceam la Petroșani și continuam viața școlară și continuam cu antrenamentele acolo la Petroșani. Însă încet încet am reușit să cresc numărul de antrenamente la Târgu Jiu și să mă mut de tot și am reușit să mă mut chiar la hotelul Limii. Și dintr-un ardelean te-ai făcut un oltean mai rapid. Da, da, exact. Și chiar dacă nu mi-am schimbat rădăcinile sau așa, chiar am reușit să mă adaptez bine și mă bucur că am și prieteni foarte buni aici, deci am creat niște conexiuni bune, cu unii dintre ei aveam conexiuni din urmă și atunci chiar a fost un mediu foarte bun pentru mine și sunt foarte fericit că e un mediu foarte benefic pentru noi, în primul rând. Deci un mediu social benefic, pentru că antrenorii sunt foarte calitativi și la fel și persoane din jur, pentru că antrenorii ne modelează și dacă ei sunt calitativi ne dau cumva din nivelul ăsta lor și din personalitatea lor și de aia e un mediu foarte bun pentru noi. Și chiar este o formă de educație. Da, este o formă de educație și de aia susțin că chiar dacă investiția părinților e foarte mare în noi, chiar dacă nu se recuperează obligatoriu investiția prin bani, se poate recupera prin faptul că ne-am dezvoltat mult în acești ani și ne dezvoltăm în continuare. Personal, ne dezvoltăm pe toate planurile. De curând ai terminat liceu, clasa a 12-a. Da. Cum a decurs totul, am înțeles că ai avut note foarte mari la bacalaureat și la limba română chiar și 10. Da. Cum a fost? Română mi-a plăcut de mult și materiile de BAC chiar mi-au plăcut dintotdeauna, să zic așa. Însă m-am mutat cu liceul, prima dată eram în Petroșani, din clasa 9 până într-a 12, iar din clasa 12 m-am mutat la liceul sportiv din Târgu Jiu. Acolo am avut noroc să găsesc niște profesori care m-au ajutat la materiile de BAC să învăț eficient. Deci au lucrat cu mine pe materiile astea încât să iau o notă cât mai bună și să înțeleg cât mai bine materiile. Am avut noroc cu chestia asta și atunci am putut presta și niște rezultate bune la BAC, pe care chiar mi le doream de mult timp. Pe viitor, vrei să faci o facultate în România sau am înțeles că undeva drumul tău se deschide către America. America? Da, vreau să mă duc la un colegiu în America, o facultate în America. O să mă duc peste două săptămâni o să plec. Eu îți doresc succes, mi s-a făcut pielea de găină. Mulțumesc frumos. O să fie un drum anevoios, o să fie o aventură destul de dificilă, însă sunt foarte deschis la experiența asta nouă și chiar vreau să fac rezultate cât mai bune la colegiul respectiv, atât academice cât și sportive. Și o să fie o experiență nouă, o să-mi fac prieteni noi, o să creez alte conexiuni acolo, deci o să schimb mediul cumva radical.
practic deplasarea ta în America constă în, este de fapt o facultate, este de fapt o specializare pe tenis sau în ce constă? Este o facultate care îmi deschide drumul într-adevăr spre tenis, deci are acest domeniu de tenis, așa că o să practic tenisul și acolo destul de regulat, pot să zic chiar în fiecare zi. Antrenamente. Antrenamente, pregătire fizică, deci o să fie un program serios, însă o să merg pe profilul de business și nu vreau să las deloc școala la o parte și chiar vreau să fie un lucru prioritar pentru mine și vreau ca fiecare an cumva să mă dezvolte din ce în ce mai mult la colegiul respectiv. Dar într-adevăr este bazat pe tenis și bazat pe școală, deci o să fie cumva chiar jumate tenis, jumate școală, să zic așa, și chiar am fost obișnuit cu genul ăsta de formulă și mă bucur că... Cum ai fost selectat? Cum ai ajuns să pleci în America? În primul rând, cu sprijinul unui antrenor din București care m-a ghidat în direcția asta și a reușit să îmi găsească niște oferte de la antrenorii din America, iar aceștia îmi ofereau îmi dădeau oferte prin anumite mesaje, e-mail-uri. Am vorbit cu ei într-adevăr la telefon, deci am discutat toate detaliile și așa, iar unul dintre aceștia din Tennessee m-a convins să mă duc la facultatea respectivă și... Să înțeleg că performanța ta a fost văzută chiar și la nivel de București. Da, a fost văzută și chiar mă bucur că am reușit să găsesc pe cineva care să mă ghideze înspre a găsi facultatea pe care mi-o doresc. Câți ani vei sta în America? O să stau 4 ani, teoretic, însă nu știu dacă după voi rămâne acolo sau voi veni în România. Deci o să las decizia asta să vină de la sine. Să vină de la sine la momentul potrivit, în funcție de rezultatele mele pe diferite planuri în următorii ani. Dar așa ca idee, gândul tău unde te duce către România, când vei termina sau să te stabilești acolo? Chiar dacă o să-mi fie foarte dor de România și am rădăcinile aici, aș vrea să rămân în America. Și mi se pare că ar fi o oportunitate mai bună pentru mine și la modul, la, să zic, după cum sunt eu ca persoană, mă văd mai mult în... Te vei adapta ușor? Eu zic că mă voi adapta destul de ușor, nu pot promite nimic, însă chiar cred că nu o să-mi fie așa de dificil să mă adaptez cu lumea, cu locurile, cu limba și cu toate acestea. Părinții ce spun? Mama din totdeauna este cea mai importantă piesă în viața, ca să zic așa, în viața copilului. Ce spune? Ce spun părinții? Chiar dacă o să fie destul de afectați după plecarea mea, mă susțin foarte mult și m-au susținut de la început și foarte mult m-au îndemnat să merg pe direcția asta și mă bucur. Și m-au ajutat la fiecare pas să rezolv pașii necesari pentru a ajunge în America. Pașii în legătură cu viza de student, în legătură cu toate formularele care trebuiau completate. Deci la fiecare pas am găsit susținere de la părinți. Termini acolo 4 ani de academie. Ce se întâmplă pe viitor? Ce devii din această școală? Aș avea un major în business, în business analytics, însă încă nu știu exact pe ce o să mă axez după aceea. Așa am niște planuri, am deja niște planuri, însă nu pot să spun exact pe ce o să merg mai departe după acești 4 ani. Dar vei mai juca după acest 4 ani? Adică trec 4 ani, tu vei fi jucător și în continuare vei avea, nu știu, antrenamente sau concursuri, competiții? Un lucru e sigur, nu o să las niciodată tenisul la o parte, pentru că o să fie mereu o parte din mine, reprezintă mereu o parte din mine și nu o să las niciodată. Am petrecut foarte mulți ani în tenis și prin expertiza pe care am dobândit-o după atâția ani, vreau să confirm mai departe valoare, de exemplu, prin a antrena. Și mă pasionează foarte mult și ideea asta de antrenor. Te întreb acum așa, în spirit de glumă, fetele ruiesc în jurul tău, unde sunt, cum le lași acum, dacă tu pleci în America? Da, nu. Că la cât ești de frumos și de talentat, tu-s convinsă că... Mulțumesc! Nu vreau să spun că ruiește nimeni după mine, însă nu e un adevăr asta. Însă e adevărat că sunt multe persoane care
poate o să le fie puțin dor după ce o să plec, dar mie mai dor de acele persoane, să zic așa, și mie o să-mi fie puțin greu să las în urmă relațiile pe care le-am stabilit cu celelalte persoane. Dar să sperăm că o să reușim să trecem mai departe și să ținem legătura și peste ocean. Vei ține legătura, sunt convinsă, și prietenii nu se uită, dar în schimb va trebui să te axezi pe viitorul tău. Este cel mai important de acum încolo. Vreau să te mai întreb legat de școală. Ce se întâmplă cu liceul, dacă l-ai terminat aici, are o legătură cu academia de acolo, îți va fi recunoscut sau nu? Nu are legătură, deci singura... Deci este un liceu sportiv. Singura legătură pe care am avut-o, pe care o să o am între liceu și colegiu, e faptul că nota de la BAC a afectat puțin, a influențat puțin... Pozitiv nota de intrare la colegiul respectiv. Dar pe lângă nota de la BAC a trebuit să susțin și un test, pentru care a trebuit să mă duc la București. Deci au fost mai multe considerente la mijloc pentru nota finală cu care am putut intra la colegiul respectiv. Însă în rest nu e nicio legătură între liceu și colegiu. Deci nu e ca și cum dacă am terminat la liceu sportiv am neapărat un avantaj pentru colegiu. Deci pentru colegiu a contat foarte mult tenisul, în primul rând. Activitatea mea în tenis și activitatea academică prin testul respectiv, testul SAT, puțin prin nota de la BAC, notele din clasele 9-12, deci astea au contat. Iar din punct de vedere al tenisului, clasamentul ITF și clasamentul UTR, să zic așa, care e un alt clasament care e mult mai concludent și arată exact unde ne situăm. Tu ești atât de talentat încât știu că și cânti la instrument, la chitară, da, și voce. Da. De unde pasiunea asta? Cum se leagă cântatul cu sportul, cu școala, cu toate activitățile tale? Citești foarte mult, am înțeles. În primul rând, talentul acesta la chitară, să zic așa, că a venit din partea tatălui meu, care m-a învățat să cânt de la vârsta, să zic, de 12 ani, poate chiar mai devreme, și e o pasiune care îmi place foarte mult. O ador și chiar regulat încerc să exersez la chitară, să exersez cu vocea și chiar îmi place foarte mult să aduc muzica asta în viața mea, și dacă e doar de, să zic, doar de ascultat muzică, și dacă e de creat piese, de cântat piese, atât la chitară cât și cu vocea. Deci chiar îmi place foarte mult. Vocea, cum de ajuns să cânti? Cum ți-ai lucrat vocea singur? În primul rând e clar vorba de genă și nu mi-asum niciun merit pentru chestia asta. Părinții mei pot spune că au voce și de aceea, și din cauza faptului că cumva m-au modelat într-un mediu propice muzicii, am putut să și finisez o mai bună voce și am și început cu un mic avantaj din punctul ăsta de vedere. Și de aia am reușit să dau un pic mai multă calitate melodiilor mele prin voce. Și compui sau doar cânti melodiile altora? Am și compus, da, am și compus câteva piese. Și chiar vreau să le și învăț bine ca la momentul potrivit să pot să le interpretez. Te-ai gândit să scoți vreun album, ceva? Încă nu m-am gândit la această variantă, însă pe viitor chiar aș vrea să mă ocup mai mult și de partea asta de muzică, în a publica melodiile pe YouTube. Aș vrea ca pe canalul meu de YouTube să fie mai mult legat de muzică. Ai un canal de YouTube? Da, Alex Giurea se numește. Acolo am postat... Alex Giurea! Mulțumesc! Acolo am postat mai multe cover-uri, însă am postat și două melodii originale. Două melodii, din nou combinate, chitară cu voce. Melodii pe care le-am compus eu. Acolo în America crezi că vei avea timp să mai compui, să mai cânti, să-ți iei chitara cu tine? Nu-mi iau chitara cu mine, dar exact după ce ajung acolo o să-mi iau o chitară și nu vreau în niciun fel să las conexiunea asta cu muzica, așa că o să vreau să cânt destul de regulat și acolo, și sper să-mi permită timpul să,
să cânt și la chitară și, și cu vocea. Și eu am înțeles că o să fie la școală și diferite programe de muzică și chiar aș vrea să reușesc să impresionez oamenii prin diferite interpretări pe scenă, dacă, dacă o să fie posibil acest lucru când ajung în America. Te-ai gândit să-ți faci o carieră și în muzică, pe lângă cea de mare tenismen, pentru că eu am credere că tu vei deveni un mare tenismen al României. În secolul 21 ai putea să-ți faci o carieră în muzică puțin diferit față de cum se făcea înainte, în sensul că cu un canal de YouTube și prin publicarea pieselor pe diferite rețele de socializare care se pot monetiza, am putea numi asta o mică carieră, chiar dacă nu o să fie într-adevăr jobul meu principal. Dar chiar îmi doresc să mă folosesc într-un fel sau altul pe viitor, după ce o să pot să-mi formez o audiență mai mare pe alte rețele de socializare, să și creez muzică și să monetizez procesul ăsta. Vorbeam de America. Ți-ai pregătit bagajul, ți-ai luat biletele, ai făcut toate formalitățile, ești așteptat acolo? Cum va decurge totul? Am făcut cam 95% din formalități. Mai sunt mici detalii, de exemplu, trebuie să mai completez câteva formulare, trebuie să-mi iau asigurare pentru America, însă bagajele o să le fac mai înainte de plecare, așa o să-mi iau o zi mai multe ore din zi și o să pregătesc tot ce trebuie. Ai emoții? Nu pot spune că am mari emoții, pentru că am tot trecut prin diferite stagii de genul în care trebuie să mă adaptez total la un alt mediu și chiar sunt foarte entuziasmat de ce o să fie și știu că nu e niciun sens în a mă îngrijora față de ce o să se întâmple acolo, pentru că știu că o să reușesc să mă adaptez bine printre ei. Acolo vei participa la concursuri de tenis? Da, vor fi concursuri între colegii și o să jucăm un sistem de echipe și sunt entuziasmat și pentru faptul că o să fie sistemul ăsta, pentru că mereu am fost genul care a reușit să confere valoare într-o echipă prin susținere și mereu mi-am dorit rolul ăsta de capitan într-o echipă, fie ea în orice sport, de când eram mic mi-a plăcut să conduc, să fiu lider și poate chiar dacă nu o să fiu pe prima poziție în acea echipă, sunt entuziasmat că o să susțin ceilalți colegi din echipă și o să fie un sistem destul de interesant. Alex, cât de emoționant și cât de mare presiune este pe un joc, pe o competiție? Presiunea este foarte mare, însă o facem noi. Ideea e că nu ar trebui să punem presiune pe noi și totul să vină prin prezența aceasta într-un meci, prin a fi focusat, prin a fi conștient de ce se întâmplă și atunci nu vom putea lăsa emoțiile să vină asupra noastră. Așa că chiar dacă noi toți suntem foarte emoționați, să zic așa, avem presiune pe noi în meciuri, nu ar trebui să fie acest lucru și cu mult antrenament și după ce înțelegem unele concepte din psihologie, o să ne fie mai ușor să trecem peste multe obstacole din acestea mentale, cum ar fi presiunea. Toți vorbești despre psihologie, am impresia că și bag de seamă că ești foarte pasionat de psihologia omului, de... Da, sunt foarte pasionat și nu pot spune că dacă am citit unele cărți sunt specialist în chestia asta, însă sunt foarte pasionat. Ești pregătit, dacă ai citit, oarecum te dezvoltă, te ajută să înțelegi mai bine. Adică, da, din toate direcțiile, din toate sursele încerc să îmi aduc cunoștințe în domeniul ăsta și sunt și genul de persoană foarte introspectivă care la fiecare pas își pune multe întrebări și analizează cam tot ce s-a întâmplat și observă lucrurile care se întâmplă în jurul său și atunci îmi dă un pic un avantaj în sensul că pot să mă cunosc mai bine și mai apoi, la momentul potrivit, să și confer valoare mai departe prin a reuși să ajut oamenii să se înțeleagă mai bine la rândul lor și să își crească performanțele în,
în domeniile lor. Alte talente și pasiuni mai ai? Ca o ultimă întrebare, pentru că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Mai am mici talente, precum trucuri de cărți, beatbox și mai tot așa legat de muzică și asta cu beatbox, însă alt lucru pe care doresc să-l fac este să îmi cresc audiența pe Twitter. Ar vrea să, din nou, insist pe chestia asta cu a conferi valoare și dacă putem spune așa, chiar scrisul ar fi acel talent, acel skill pe care aș vrea să mi-l perfecționez și simt că ar putea să mă ducă la nivelul următor în sensul de creșterea audienței. Și mai apoi, după ce o să am o anumită audiență, nivelul următor ar fi să pun la vânzare anumite produse digitale, pentru că sunt foarte pasionat și de domeniul ăsta al productivității și am reușit în unele aplicații de notițe să îmi dezvolt foarte mult sistemele, proiectele, să-mi iau resursele necesare din toate direcțiile și să mi le organizez atât de bine încât să îmi fie mult mai ușor mai apoi să extrag din informațiile respective ce trebuie și, de exemplu, pe Twitter, cât și pe alte rețele de socializare, să scriu într-un mod consistent și să îmi public lucrările și să ajut oamenii la rândul meu din lucrurile pe care le-am învățat eu până acum, chiar dacă nu am o experiență atât de vastă, având doar 18 ani. Mult înainte. Alex, îți mulțumesc că ai fost alături de mine, alături de noi a fost Alex Giurea, un tânăr talentat, un tânăr sportiv, îi zic eu, un mare tenismen, un viitor mare tenismen al României. Ce-ți doresc? Mult succes, să ai parte de tot ce este mai bun în viață, să te perfecționezi la cel mai înalt nivel și să ai, nu știu, mândria asta ta de român, să nu uiți că ești român. Da, și să te întorci oricând acasă cu brațele deschise. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați urmărit. Seară frumoasă, la revedere!